Salut prieteni, eu sunt Vlad și în acest tutorial am să vă arăt cum se folosește JavaScript într-o pagină web HTML. JavaScript-ul este practic o modalitate de a interacționa cu elementele de pe pagină. De exemplu, dacă apăsăm pe un buton să se întâmple o chestie, să se afișeze un alt mesaj, să, nu știu, să ne ducă pe altă pagină și așa mai departe. Ok. JavaScript-ul este construit înăuntru HTML-ului, nu trebuie să facem nimic ca să-l utilizăm, trebuie doar să utilizăm, să folosim, ca să nu mă repet, niște standarde, niște taguri specifice. De exemplu, am făcut aici un exemplu, l-am făcut înainte de a începe să înregistrez videoul pentru ca să fie mai ușor să nu mă vedeți pe mine cum scriu, pentru că este destul de boring. Avem o pagină HTML cu clasicul tag de deschidere și închidere, avem tagul body, ok, apoi avem un text, un titlu mare pe care scrie tutorial JavaScript Vlad to me, canalul meu de YouTube, și apoi avem un paragraf cu un ID, ok? ID-ul paragrafului, pentru că nu am mai discutat despre chestia asta până acum, deci fiecare element din pagină, fiecărui element din pagină îi putem atribui un ID, de exemplu. Titlu, ok? Practic, ID-ul ăsta ajută scriptul de JavaScript, ce funny sună, să înțeleagă la care element ne referim noi. Pentru că el nu știe să vadă care dintre, dacă sunt 5 paragrafe, el nu știe pe care să-l ia. Ok? De asta am dat un ID acestui paragraf la care scrie apasă pe buton să vezi ce se întâmplă. Bun. ID-ul este demo. Uite, ca să vă demonstrez că funcționează, scriu aici YouTube. Ok, apoi în momentul în care avem elementul pe care vrem să-l modificăm, în acest caz să modificăm textul din acest paragraf, deci în momentul în care avem ID-ul lui, mergem mai jos și facem un script. Ok? Scriptul se construiește la fel ca orice tag, cu un tag de început și un tag de sfârșit, da? Un script și un end script la sfârșit. Apoi declarăm o funcție cu un nume, de exemplu myFunction. Hai să redenumim myFunction cu apăsare buton. Bun. Funcția asta reprezintă ce se va întâmpla când vom apăsa pe buton. Asta este numele ei. Și apoi între acolo scrie funcționalitatea acestei funcții. Ok, deci avem funcția apăsare buton. Fiecare funcție se termină în paranteză deschisă, paranteză închisă. Iar între aceste paranteze putem să punem niște variabile, dar nu intrăm în amănunte, nouă nu ne trebuie nicio variabilă, niciun argument, dacă ați folosit C++. Practic trebuie să declarăm funcția cu un nume oarecare pe care îl setăm noi și apoi închidem și deschidem niște paranteze rotunde. Mai jos deschidem o acoladă și imediat o închidem și între aceste acolade punem funcționalitatea metodei apăsare buton, ok? Și am scris așa, document.getElementById și apoi demo. Chestia asta pur și simplu găsește în toată pagina elementul cu ID-ul pe care l-am dat noi aici. Ok? Deci să spunem că în loc de demo punem YouTube pentru că am modificat. Deci, document.getElementById este destul de sugestiv. Ia elementul din pagină cu ID-ul pus între ghilimele și paranteze rotunde. Ok? Mai departe, avem .innerHTML. Chestia asta ia tot codul HTML din paragraf, ok? Din tagul respectiv. Adică, noi avem înăuntrul tagului paragraf, apasă pe buton să vezi ce se întâmplă. Asta este textul. Ok? Deci, am luat document.getElementById paragraful ăsta cu ID-ul YouTube. Apoi, .innerHTML, adică codul dinăuntrul tagului, adică textul. Și apoi am setat valoarea ai terminat tutorialul între ghilimele și apoi am pus un punct și virgulă. Sper că ați înțeles ce face această linie de cod. Practic, cum am spus, ia elementul, îi setează conținutul. Asta e tot ce trebuie să rețineți. Ok, aici am închis acolada, aici am închis tagul script și mergem la buton. Ok? Am făcut un buton de tipul buton, mai poate fi de tipul submit, este același lucru. Și apoi avem un alt parametru pe care nu l-am mai întâlnit până acum și anume onClick. Ok? OnClick reprezintă ceea ce se întâmplă în momentul în care utilizatorul dă click pe buton. Da? Bun. Și apoi am pus aici myFunction parantezele. Ok? Înlocuim myFunction cu apăsare buton.
și apoi scriem textul care să apară în butonul respectiv și închidem tagul buton. Ok? Deci, am declarat un buton, i-am setat tipul, am setat acțiunea de onClick, adică ce se întâmplă când dăm click, și apoi între ghilimele am pus funcția JavaScript care face chestia asta, și anume asta pe care am declarat-o puțin mai sus, apăsare buton. Apoi am deschis și închis cele două paranteze, am închis ghilimelele de la onClick și apoi închidem, mă rog, facem un semn mai mare, apasă-mă și apoi închidem tagul buton. Practic, mai departe, închidem tagul body și HTML și asta este practic pagina noastră web. Ok, hai să o salvăm. I-am salvat-o sub numele de da-da-da și în momentul în care o deschidem, vedem aici, deci tutorial JavaScript Vlad Tumi, să vă arăt în paralel ceea ce am scris în cod. Da? Deci acest H1 cu ID-ul titlu pe care l-am pus eu nu este necesar și scrie tutorial JavaScript Vlad Tumi. Perfect. Apoi avem paragraful cu ID-ul YouTube în care scrie apasă pe buton să vezi ce se întâmplă. Este exact ăsta de aici. Perfect. Scriptul, după cum vedeți, nu apare în pagină. El este undeva în spatele paginii. Face parte din backend, adică face parte din funcționalitate și nu din design. Ok? Și apoi avem butonul pe care scrie apasă-mă și cu funcția apăsare buton. În momentul în care apăsăm pe buton, se va schimba textul din acest paragraf cu textul pe care l-am setat noi în funcție și anume ai terminat tutorialul. Cam asta este un mini script, un mini tutorial în JavaScript. Este cel mai simplu probabil lucru pe care îl puteți face cu acest limbaj. Vă permite să controlați evenimentele din pagină, adică ce se întâmplă când un utilizator scrie salut într-un textbox, ok? Într-un câmp. El poate să schimbe textul unui paragraf cu ce scrie el în acea căsuță și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri, puteți să vă jucați singuri. Tot ce trebuie să rețineți este că fiecare element pe care vreți să-l schimbați mai apoi trebuie să aibă un ID. Și fiecare funcție, putem declara mai multe, bineînțeles, dar fiecare funcție trebuie să aibă document.getElementById, ID-ul pe care l-am setat noi, apoi innerHTML ca să ia conținutul și îl setează cu ce îi dăm noi între ghilimele. Eu am fost Vlad, vă mulțumesc pentru că ați vizualizat acest video, vă aștept în videoul următor. Ciao!